Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a inflamat brusc după postarea unui profesor din București. E vorba de intrarea separată pentru profesori din școli, intrare pe unde elevii nu au acces. O chestie tradițională pe care o știm cu toții. Ați încercat vreodată să intrați pe la intrare pentru profesori? Că pe vremea noastră, ca să zic așa, erau lucrurile obișnuite. Era o provocare. Era o provocare, da. Că am încercat, problema e că am fost dus pe la intrare. Nu să fii dus, că aia nu era de bine. Dacă ajungeai să intri pe acolo însoțit, da, era nu era bine. Nu, singur, și să mergi pe scara profesorilor. Pe scara profesorilor am trecut de vreo două ori. Mamă, parcă săream gardul la Banca Națională așa. Da. Aveai un sentiment, o adrenalină, da. Și tupeul maxim era să intri la toaleta profesorilor. Mamă, și aia, ăla era tupeul maxim. Eu nu știam unde e, că m-aș fi dus, dar n-am găsit-o niciodată, jur. Era ca o legendă, am crezut că nu există. Dar de cancelarie vă apropiați vreodată? Da. Nu. La cancelarie a intrat vreodată așa? Nu. Tu? Niciodată. Așa pur și simplu? Da. Ba da, am intrat într-o pauză. Eram, n-am intrat din greșeală, aveam cumva bandidos. Aveam cumva treabă pentru că eram elev de serviciu, cum așa s-a nimerit. Aveai o justificare, da, mă, nu așa. Da, altfel pe ce să caut acolo? Intru singur în gura lupului. De curiozitate să vezi ce se întâmplă. Plus că mă știa toată școala că da, n-aveam ce căuta. Deci fiți atenți că am vrea să vorbim un pic despre asta, de ce ziceam că s-a inflamat problema. Consiliul Național al Elevilor a făcut raportul anual are mai multe sugestii, cereri către minister, burse, transport, felul în care se aplică unele sancțiuni, dar cere și ca, prin noul statut al elevului, să se precizeze că nu vor mai exista intrări-ieșiri separate din unitatea de învățământ, care să fie destinate exclusiv profesorilor. Consiliul spune că, citez, elevilor le este restricționat accesul în mod ilegal în prezent. O acuzație destul de tare, adică discriminare. În replică, o profesoară de română de la o școală din București a declarat pentru publicația Școala Nouă că desființarea intrării separate pentru profesori ar fi, citez, o formă de uzurpare a imaginii cadrului didactic. Doamna spune așa, în primul rând, suntem categorii sociale diferite, adică noi profesorii și ei elevii. Și dânsa a făcut apoi o comparație cu spitalul. Nici la spital, dacă mergem, nu dăm nas în nas cu doctorul pe scară. Au intrări separate medicii și pacienții. Am încheiat citatul. Eu am văzut că au și parcări separate la unele spitale. Doamna mai scrie așa, un cadru didactic, chiar și în societatea contemporană în care este afectată imaginea profesorului, rămâne un mentor, un formator de destine. Și ca să pot să fac lucrul acesta corect, adică să fie mentor, îmi trebuie o stare, îmi trebuie un statut, un loc în instituție. Haideți atunci să le deschidem și cancelaria, să intre și în cancelarie, a mai declarat doamna profesoară. Are dreptate. Ok. În contextul ăsta, mulți români care locuiesc și muncesc în străinătate au comentat imediat, observând că în țări precum Austria, Anglia, Statele Unite, Singapore, Germania, într-o mulțime de locuri de pe glob, copiilor care merg la școală și profesorii sau restul personalului folosesc totuși aceleași intrări și ieșiri din școli și nu pare a fi o problemă. Deci discuția a ajuns în faza de la alții cum se poate și au rezultate mai bune. De asta depinde calitatea școlii românești, doamnă profesoară. Cam aici s-a dus discuția. Acasă, Ceaba Astaloș, președintele Consiliului pentru Combaterea Discriminării, a spus că nu este discriminatoriu accesul separat în școală pentru profesori. Domnul Astaloș a mai declarat pentru EduPedu, citez, din punctul meu de vedere, spune dânsul, ca fost elev și actual părinte de elevi în preuniversitar, este o formă de respect față de profesori. Corect. Desigur că unii cataloghează măsura ca fiind o formalitate și susțin că respectul față de profesor nu se exprimă în principal prin astfel de măsuri. Dar ele reflectă, spune dânsul, cred, și statutul profesorului în școală și în societate și reprezintă o formă de echidistanță a profesorului față de elevi atunci când evaluează. Să știți că și în instanțe, de exemplu, judecătorii au intrări separate față de justițiabil și nu este o formă de discriminare. Am încheiat citatul. Și eu cred că și pentru copii e mai bine. Ce zici, ce crezi? Ai nasă-nasă cu profesorii pe scări? Păi tu pe scări pe acolo mai alergai, mai spuneai tâmpenii, mai așa una, două, dai de un profesor pe scări. Sincer să fiu mie, eu nu cred că în asta constă respectul pentru profesor. N-are și nu cred că profesorul trebuie asimilat cu o instanță de judecată.
Adică, sincer, nu cred că, așa cum spune domnul Ceaba, asta e adevărat, că la intrarea judecătorilor în sală toată lumea se ridică. E adevărat că au, adică cred că au intrat separate, n-am mai fost de mult la tribunal, dar nu cred că relația elevului cu profesorul trebuie să fie ca relația celui judecat cu judecătorul. Păi asta v-am să zic și eu. Adică judecătorul și cel judecat au relații total diferite. Da. Sunt poziționați total diferit din start. Voi nu gândiți lucrurile așa, nu știu cum să zic, ideal și la nivel de copii de clasa a doua, a treia. Când vorbim de, raportul dintre profesor și elev, ne gândim în primul rând la adolescenți și la preadolescenți, da? Deci la liceeni și la aia de la gimnaziu. Unde sunt tot felul de copii cu fel de fel de apucături, adică trebuie să fim realiști și sinceri, da? Sunt și golani, sunt fel de fel de copii, da? Care fac fel de fel de lucruri. Așa, și pentru acești copii, copiii ăștia trebuie să respecte cadrele didactice. Sigur că respectul nu se câștigă și nu e neapărat relevant pe unde intră profesorul ăla în școală. Păi și atunci? De vorba de un set de care lucruri. Când intră în școală, să zicem că dacă intră prin același loc ca profesor, interacționează cu el 30 de secunde, mergând pe același culoar. După care se presupune că vor sta împreună ore întregi în aceeași încăpere, unde profesorul poate să-și exercite locul de mentor. Da. Adică problema este că 30 de secunde trec prin același cadru de ușă sau că stau ore întregi, zile la rând, în aceeași încăpere și acolo profesorul nu se poate impune. Asta rezolvă problema cu să se impună în fața elevilor? Nu, da, zic, poate și asta ajută un profesor care nu e suficient de bine pregătit să se impună în fața unor copii, să-i dea un pic de credibilitate. De ce? De boost? De un boost, da. Am vrea să vă ascultăm și pe voi, dragi prieteni, care sunteți pe frecvență cu noi, 0372069599. Înțelegeți care este problema, cu toții am trecut prin asta. Ar fi interesant de văzut cum stau lucrurile și din partea profesorilor, și din partea elevilor, și din partea părinților, pentru că ar trebui să aibă cumva și un cuvânt de spus. Da. Deci, sunați-ne să vorbim despre asta, ce părere aveți. Știu că este o problemă care pare minoră, dar uite că sunt foarte multe comentarii pe subiectul ăsta și până la urmă, așa cum spune și Luca, ajungem într-o discuție despre respectul elevilor față de profesori și relația dintre profesori și elevi. Cum ar trebui să fie ea definită? Adică este o relație, așa cum spune domnul Ceaba Astaloș, ca între judecători și judecați? Ar trebui să fie o relație mai aproape de prietenie? 0372069599, vă așteptăm, ăsta e telefonul nostru și știți și numărul de WhatsApp, 0728-3132. Am să aminte acum că la liceu, în primele zile, într-un nou an școlar, ne-au schimbat un profesor și n-am știut lucrul ăsta până când undeva pe la sfârșitul săptămânii a venit în clasă și atunci am realizat că noi îl mai văzusem pe holuri, dar e pentru că era foarte tânăr, am crezut că e un elev, un băiat de-a 12-a, da. Și el venind în clasă pe joi, vineri, așa, știa cam totul despre noi, pentru că se plimba pur și simplu pe culoare și da. Dar și-a făcut o intrare atât de bună încât a fost de-al nostru, știi? Și atunci a câștigat respectul foarte repede. Hai să vorbim despre asta. Da. Uite, au venit mesaje, să avem și telefoane. Hai să începem. Oricum, profesia de profesor e luată din ce în ce mai mult la mișto de către generația actuală. Pentru că poate sunt mai în vârstă, au o mentalitate diferită, mulți au prins poate și alt regim, ăștia sunt. Să-i pui să intri și pe aceeași ușă, e ca și cum ai aduce profesorul la același nivel cu elevul. În situația în care sunt foarte multe cazuri de bullying asupra profesorilor. Sunt tot felul de filmulețe pe internet unde vedem copiii luând la mișto și batjocorind profesorii, iar instituția ne luă niciun fel de măsură. Îți dai seama să-i pui să stea și pe același hol, să intri și pe același hol. Pur și simplu supui profesorul la un tratament ăsta de mișto și de luat în râs. Și dai cazul Americii. Pe câte cazuri de adulteri sunt în America de profesori care au comis acte sexuale cu tineri? Oare de ce? Că au intrat pe aceeași ușă și s-au apropiat și au avut alt fel de relație? Legătură. Mă gândesc. Da. Vedeți că am avut astfel de cazuri destul de multe și în România, chiar și cu intrări separate. Deci, în privința intrărilor, cine e pus pe infracțiuni se descurcă. Da. Acum nu știu dacă, am mai zis, nu îmi dau seama dacă intrarea separată asigură respectul elevilor față de profesor. Nu, dar repet, eu cred că poate să ajute să-i sprijine pe profesor. Adică eu știu, de exemplu, la mine, la fiul meu, la mare, la copil problemă.
Știi? Adică deranjează orele, are, am mereu fel de fel de bătăi de cap cu el. Și mai are și alți colegi care fac asta și profesorii se plâng de lipsa posibilității de a sancționa comportamentul. Am zis, dar faceți ceva, că nu știu ce să-i, am vorbit, n-am ce să fac dacă el se înturează cu alți copii și deranjează orele, zic. Și problema e că acum au apărut o felul de, uite, față de, pe noi, mamă, ne dădea câte o palmă profesoară, dar nu mai ciripeam. Ceea ce nu e ok, sigur. Dar dacă e tot mai mult din instrumentele astea... La intrare separată, să batem copiii la școală. Nu, mă, nu, dar spun față de cum era școala pe vremea noastră, puteți când vorba noastră ți era frică să intri pe la intrarea profesorilor. Da. Gata. Deci frica, nene, frica asta, da, să fie teroare și frică. Aveam o profesoară, că dau și eu în asta, acum într-a cincea, aruncat cu un pantof după noi și ne-am liniștit. Dar asta nu înseamnă că ne-a câștigat încrederea. Andreea, bună dimineața! Bună, Andreea! Bună dimineața! Andreea, sunt din Târgu Mureș. Bună, Andreea! Ce pot să vă spun e că pe vremea când eu eram la școală, profesorii aveau atât intrare separată, cât și scară separată. De atât sigur. În școala... Știm cum era. Acum spune-ne de... Cum ți se pare ideea de a... De a schimba lucrul ăsta. De a schimba lucrul ăsta. Nu cred că faptul că profesorii au o intrare separată poate să impună respect în fața unui, în fața unui elev. Uh-huh. Adică respectul cred că se câștigă altfel. Uh-huh. Da, cum a zis și colegul noastră, poate să fie, nu știu, o verigă într-un lanț. Asta zic. Deci mulțumesc. Poate, eu cred că trebuia să întreb altfel. Trebuia să spun așa. Dați-mi trei argumente care fac un ca un profesor să fie respectat de către elevii lui. Și eram curios, sau dați-mi 10 argumente. De și dacă cineva ar fi inclus, menționat care ar fi menționat da. Între acea, în această listă de argumente și să aibă intrare separată. Nu știu dacă ar enumera cineva, dacă ar invoca cineva asta. Păi, încercăm, dar altă dată. Acum e prea târziu. Daniela, bună dimineața! Bună, bună dimineața! Da. Bună dimineața! Bună dimineața! Și bună. La mulți ani, bine ați revenit la emisiunea dumneavoastră și a noastră preferată. Eu sunt medic și, în primul rând, sunt medic datorită datelor pe care i-am avut de la doamna învățătoare până la profesorii de facultate și mi se pare absolut normal ca în curtea școlii, bine, pot să intre pe aceeași poartă și elevii și dascălii, dar scara dascălilor ar trebui separată de cea a elevilor. De ce spun? Domnul Luca are dreptate, se vede că are copii școlari, copiii se îmbulzesc, aleargă, iar dascălul are în mână catalogul, poate să fie puțin mai în vârstă, să urce mai greu și lesne să se împiedice. Și atunci un mic semn de respect și de grijă față de cei care ne pun stilou în mână și față de cei care ne învață carte, este acesta argument. Da, este acesta să știți, doamna doctor, că profesorii se deplasează și pe culoare în același loc pe unde se deplasează și elevii, adică nu doar pe scară. Pe adică scară pe... e un pic mai greu. Pe scară te împiedici mai ușor, vă zic sigur, decât pe un loc. E și riscant, poate să-ți alunece piciorul pe treaptă. Îmbulzeala pe culoarul plan e ok, dar să nu se îmbulzească pe scară, de aceea să aibă scară diferită, dar culoarul poate fi comun. Sigur, am și spus, pot să intre pe aceeași poartă, nu au nevoie de aceea de intrări separate. Numai scară să fie. Doamna doctor, să știți că tot pe vremea mea, că vorbeam, am început tot să vorbim cu pe vremea mea, aveam profesori care preferau scara elevilor. Da. Și nu aveau nicio problemă, adică îi respectam și nu îi împingeam niciodată. Da. Există președinți mai tineri, sigur că da. Președinți de stat care preferă bicicleta sau care vor să meargă cu metrou, dar e o chestie de opțiune. Da. El are un statut. Noi, ca să aibă statut, trebuie să aibă avion privat. Ia cu care să se ducă în insulele capului verde. Altfel îl vede președintele african. Pe de altă parte, în Statele Unite chiar are nevoie de scară separată și mă gândesc, domnul președinte. Apropo de ce a spus doamna doctor, Mihai e profesor. Bună dimineața! Bună salut, dimineața. Mihai! Salutări, dragilor! Salut. Profesor fost, ca să spun așa. Fost profesor. Am 28 de ani, am încercat să cochetez cu această meserie, am dat toate examenele, am fost chiar și la evaluare în clasă cu copii, am și predat jumătate de ani și ce pot să vă spun este că respectul vine în momentul în care profesorul este respectat de la nivelul guvernului, de la salarii, de la modul în care el are materialele cu ce să lucreze cu elevii. Intrarea este irelevantă, adică ce facem, amestecăm apa cu uleiul, facem separări? Nu. Ideea este că noi, tinerii care doream să terminăm facultatea și să predăm la clasă, nu aveam respect în primul rând din partea instituției. Respectul din partea elevilor vine în momentul în care tu intri la clasă,
cu, ca să spun așa, un gând bun, cu, nu că ești frustrat că mâine nu știi ce salariu ai ca profesor debutan, că un copil poate veni și poate avea haine, gadget-uri și alte lucruri mai bune decât tine și tu nu o să ți le permiți niciodată, ca să mijlocești ceea ce faci, în primul rând, nu ca să te lauzi. Deci de aici pleacă respectul. Foarte interesantă abordare. Mulțumesc foarte mult. Sunt de, sunt de acord că trebuie să ai o anumită liniște sufletească și o siguranță a traiului ca să... În orice meserie, nu doar în asta, poate că în asta, în meseria de medic, în cele în care interacționezi direct cu oamenii, poate că acolo îți trebuie ceva mai multă siguranță din acest punct de vedere. Dar pe de altă parte... Mă gândesc la felul în care am trecut eu prin școală, am avut profesori pe care i-am iubit, profesori pe care, sincer să fiu, i-am disprețuit ca adolescent. Cred că oricărui adolescent îi se întâmplă asta. Nu mi-aduc aminte să fi fost vreodată interesat, adică să fi făcut vreo legătură între felul în care erau plătiți ei și respectul pe care îl impuneau ei la clasă. Doi, n-am făcut niciodată o legătură între locul pe unde intrau ei în școală și respectul pe care îl purtam, sau dimpotrivă, nu. Da, dar ai trăit într-un moment în care societatea nu făcea diferențele astea materialiste. Deci noi am copilărit, practic, ok, un pic mai încoace, dar tot în comunism. Da? Când mergeam în uniformă la școală, nu exista ce acum, telefoane mobile de zeci de mii de lei... Și ce îmi spui tu este că dacă... Apropo de ce spunea domnul profesor, dacă profesorii nu-și pot permite ultimele gadgeturi, atunci să le oferim o intrare separată, nu? E vorba de un cadru care constă uniformă, intrare separată, toate astea cap la cap fac să induci copilului un respect față de școală. Ce ai mai adăuga? În afară, adică, bun, hai, intrare separată, stai mă puțin, mai lasă-mă ce, nu mai avem timp. Mai că asta vrea să-mi facă niște răutăți, să mă scoată de sărite, lasă așa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.